Astăzi o să ne uităm la ceva mai diferit. O să ne uităm la un videoclip cu top 5 animatronici abandonați, pentru că am văzut clipul ăsta, cred că acum mai mult timp, nu știu dacă fix ăsta, dar am văzut ceva asemănător cu animatronici care au fost folosiți pentru diferite chestii, gen festivaluri, ok, filme, diferite atracții sau chiar și restaurante, o să vedem aici pentru ce. Iar voiam să facem ceva mai diferit, gen să reacționăm la ceva mai diferit, pentru că nu prea găsesc, gen ce n-am găsit astăzi în această duminică mirobolantă ce să fac pe YouTube, așa că o să facem chestia asta, sper că nu vă deranjează și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare și hai să strângem un 200 de like-uri, ar fi super, deși nu știu dacă o să strângem la 200, dar voi apăsați acolo, puteți lăsa și comentarii, se aude și telefonul cu notificările și hai să-i dăm drumul, o să fie ceva mai scurt, o să fie vreo 6 minute. Mamă, să chiar arată creepy, ești nebun. Practic, ăștia sunt roboți ca aia din FNAF, dacă stați să vă gândiți. Sunt gen mascote de ăsta, e creepy as fuck. O să vă las link de la clip. Ah, ăștia sunt aia de la Chuck E. Cheese. Cred. O să vorbească cineva, pun și subtitrări. Uite să vă cât de creepy arată. Mamă. Bă, eu de mic am urât clovnii, deci cine a urât și el clovnii de mic, să lase acolo un like, ești nebun. Ok. Nu știu, bă, eu dacă l-aș vedea pe ăsta, cred că... Nu știu ce aș face, aș pune piedică. What? Pe bune? A, deci, ci că există... Există imagini cu el. Gen, când mergea și nu era așa de creepy. Apare nou. Wow, ce e asta? În Japonia, e clar, dar nici nu mă... Nu mă... Mir. Mă, credeam că el e un om real. What the fuck? Ce nebun face frate roboții ăștia, pe bune acum. Mamă. Ce decay și-a luat, ce descompunere de... Bro, what the fuck? Pare pot să... De fapt, dacă el a arătat asta pe YouTube, pot și eu. Chiar arată creepy chestiile astea. Arată mai creepy ca alea din jocuri. Și eu care credeam că e de la Chuck E. Cheese creepy, sincer. Ăștia sunt mai creepy. Că îți abandonați. Asta e titlul, practic. Ăștia nu sunt animatronici. Ăștia sunt plușuri, nu? I would be so fucking scared. O, băiatule. Funtown Mountain? A, înseamnă că nu-i de la Chuck E. Cheese. V-am tras țeapă la început de video. Bă, dacă nu înțeleg, bă, ce... De ce le făcea așa, ești nebun, că arată ca... Doamne! Uitați-vă la el, mă, cum are ochii ăia și... Păi dacă îl vezi pe ăsta aici, mă, de... BAM! Uite așa, BAM! Zece bidări! Cum să dai, bă, atâta pe așa ceva? Ești nebun la cap? 10.000 de dolari sau cât a zis? Pare a fi un set de film dacă vă uitați acolo în spate. Bă, lasă-mă, bă, uit. Indiferent că e nou, vechi, arată ca naiba. Se vrea că de ce sunteți în 1969?
Ceva de genul, cred. Holy fuck! Ce? Bă! Auziți, bă, că ce stau la foc, mă! Mamă, bă, ești nebun la cap? De ce ăștia pe bune că au fost într-un incendiu, ca în FNAF 3? What the fuck is that? Mamă, cât de creepy arată. Băi, ți se face pielea de găină când te uiți la ăștia, ești nebun. Ia. Hai să vedem, numărul 1, top 1. What the fuck, ce față are? The wall drug is located in Wall, South Dakota, and is slowly populated. There were many videos of Sam that surfaced. Bă, lasă-mă, bă. Cum să-l faci, bă, să arate așa? Păi pleacă toți oamenii. The animatronic received a makeover and now looks much more friendly than he did before. Da, acum arată mult mai friendly. Did I miss anything? Be sure to let me know in the comments. Oh my god, bro. What the fuck? Chiar a fost destul de fucking creepy la ce ne-am uitat astăzi. Și sincer mă bucur că am găsit ceva la care să ne uităm și să fie mai altfel decât jocuri. Și dacă vreți să vă uitați la clipul ăsta, vă uitați, dacă nu, aia e, o facem pentru fanii aia mai activi. Dar da, cam asta a fost și cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă aveți idei în comentarii, puteți să le lăsați, puteți să vizitați linkurile din descriere, să intrați pe serverul de Discord, etc, etc. Dar până să facem următorul episod, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!